Salutări, prieteni! Revenim în Islands și Robra dorme, a dormit, acum se trezește, e dimineață, într-o construcție pe care a făcut-o el ca să protejeze o intrare într-o peșteră. După cum vă spuneam, sunt pe aceeași... Nu vă spuneam, dar vă spun acum. Sunt pe aceeași insulă pe care am fost data trecută și spuneam că mă aștept să fie pe insulă o peșteră în care să găsim sulf și cărbune. Între timp am găsit două peșteri, una dintre ele sub apă și a doua pe sol, pe pământ, pe insulă. Dar am găsit-o noaptea și înainte de a continua am făcut această construcție ca să stau protejat de animalele sălbatice. De obicei, în aceste peșteri sunt animale mutante și noaptea ies afară. Pentru mai multă siguranță mi-am făcut această construcție suspendată. Din piatră, lemn și paie. Și am aprins un foc. Și am lăsat-o așa ca să vă arăt explorarea peșterii. Datorită faptului că înăuntru sunt animale mutante, acestea nu sunt... am uitat. Nu sunt foarte sensibile la physical damage. Doar la energy damage, așa că ar fi trebuit să iau altă pușcă aici în loc de pușca cu două țevi, dar nu-i nimic. Ne vom descurca cu ce avem. Așa că să începem explorarea. Avem cristale, ia să schimbăm casca cu aceasta care are și o lanternă cu casca de miner. Vedem mai bine. Și un animal acolo. Pentru că sunt foarte puternice, de obicei nu le atac direct. Fac... platformă de pe care pot să trag. O să dureze ceva mai mult luptă așa, pentru că atunci când sunt pe o poziție pe care nu pot ataca, animalul nu mă atacă, ci fuge. Dar se va întoarce înapoi după un timp. Pot să fac o altă mișcare, să cobor. Și acum va veni până aproape de mine. Și l-am rezolvat. Aceste ciuperci waxcap sunt o sursă foarte bună de cauciuc. Surprinzător, da, sunt o sursă de cauciuc. Așa că le recoltez, mai avem un două chiar. Facem aici.
găsi sulf. Ok. Cu platforma. Dacă trag așa alternativ în ele, mai puține șanse să fugă. Dacă sunt într-o echipă, sunt mai mulți jucători, este mult mai ușor. Avem și cărbune aici, avem de toate. Unde ești aici? Acela este cărbunele. Are o culoare, un fel de gri maroniu. Denumirea lor apare în momentul în care aveți activat un târnăcop sau un burghiu, un drill de săpat. Cu târnăcopul se pot exploata resurse doar la suprafață. Cu acele burghie de, mă rog, picamere, dacă vreți să-i ziceți, se pot exploata resursele și sub apă. Avem o încrengătură aici, se aude un animal. Se și vede ceva acolo. Hai să încercăm. Vedeți pușca cu două țevi, care la celelalte animale normale era mortală, aici nu mai are același efect. Cărbune. Am găsit acest loc pentru că și la suprafață, în jurul intrării, erau depozite de cărbune, mai dese decât de obicei. Așa că uitați-vă după astfel de resurse, de depozite la suprafață și probabil mai ușor de găsit cărbune. Mai ușor de găsit intrarea, dar de obicei este semnalat în momentul în care vă apropiați de ea. Înainte de update, ca să le găsiți mai ușor, aveați o busolă. Acum busola a devenit doar un obiect decorativ. Foarte bine că am găsit atât de mult cărbune, pentru că cărbunele este foarte greu de găsit. Ar fi bine să cercetați zona munsonială, mă rog, zona musonului, zona musonică, ca să fie mai corect în limba română, pentru că acolo există un negustor, Andre, care vinde de asta, cum îi zice, vinde cărbune.
Va trebui să-l caut și eu, nu l-am găsit încă. Iar să despart în două. Merge jumătate de parte dreaptă. Întotdeauna când există o... Uite, avem aici sulf. Când există un fel de labirint, folosesc o regulă. Aveți... De fapt, sunt două reguli posibile. Regula mâinii drepte și regula mâinii stângi. Ce înseamnă asta? Înseamnă că atunci când întâlniți o bifurcație, o luați întotdeauna la dreapta. Asta e regula mâinii drepte. Când am ajuns la capăt, vă întorceți înapoi pe același drum și o luați la dreapta. Asta înseamnă că urmați următoarea ieșire. Dacă faceți tot timpul același, urmați tot timpul același model, veți întotdeauna veți explora toate derivațiile. Puteți alege la schimb regula mâinii stânge, adică faceți tot timpul prima la stânga. Și atunci se întâmplă la fel, dar pe partea opusă. Eu am ales întotdeauna regula mâinii drepte, deci fac tot timpul prima la dreapta într-un labirint. Ok, avem și un capăt niște creaturi. Avem o sală. Da. Așa se pare. Și aici se desparte. Deci, prima la dreapta. Și avem un singur animal aici. Nu, avem două. Animal superior, acela roșu, este mai puternic. Deci dacă mă atacau amândouă odată, nu făceam față. După cum vedeți, sunt destul de puternice și rezistente. Mult mai rezistente decât animalele de la suprafață. Și am reușit. Poate părea plictisitor pentru unii, este... Este grindul standard din multe jocuri multiplayer sau MMORPG-uri sau jocurile de survival sau de construcție open world. Island este un joc open world sandbox, așa că nu-i de mirare. Există alternative, dacă nu vă place acest grind, se pot cumpăra materialele pentru descoperirea celorlalte hărți. Și mai avem aici. Aici avem o sală, aici avem o sală, se pare că... Mai apropiem un pic. Da.
grămadă de... Noroc că am avut o mulțime de muniție. Mă voi întoarce la bază, va trebui să mai fac. Din păcate... am nevoie de foarte mult cărbune pentru praful de pușcă. Aici au fost 4. Ar putea să mai existe. Și avem un cufăr de pirați, asta de ce găsim în el. O sabie, sulf, praf de pușcă, cărbune. Le-am luat pe toate. Să vedem dacă mai avem animale pe aici. Am putea avea aici sus. Pentru astfel de situații păstrez întotdeauna pietriș și nisip în, și pământ în containerul de sol și îmi fac căi de acces. Sunt alte animale aici. Avem sulf. Se pare că nu e foame. Hai să mâncăm. Trebuie să mai vând din resurse. Posibil ca aceasta să fie camera principală a peșterii. Vom vedea imediat dacă e așa sau nu. Resurse și în pământ, în sol. Deci pentru asta trebuie să fim atenți. Ok, se pare că aici nu este cazul. Și o să începem, uite, aici avem cărbune. Dacă vă uitați atent, uneori în jurul acestor depozite
Solul are o culoare diferită, asemănătoare cu cea a depozitului. Asta înseamnă că în acel loc există resursa respectivă și în sol. Și de obicei este foarte, într-o cantitate foarte mare. Dar, în general, lucrul acesta este semnalat de către un depozit și de către bucăți de astfel de resurse împrăștiate în jurul lui. Să vedem dacă vom găsi aici așa ceva. Oricum am găsit destul de mult și cărbune și sulf. Deci e posibil ca aici să fie cărbune în sol. După cum vedeți, în jurul acestui depozit, la un moment dat, este o culoare asemănătoare cu depozitul respectiv. Sunt câteva pătrățele care au culoarea respectivă. Și sunt mai multe resurse, mai multe depozite unul lângă altul. Vom încerca să vedem dacă există resursa respectivă și în sol. Să vedem unde sunt pătrățelele alea. Aici ar fi. Se spune deep coal. Deci clar, avem și cărbune în sol. Dacă vom merge aici și avem marmură, bun, ne trebuie stone chunk și avem cărbune, vedeți? Deci clar, este cărbune în sol aici, în acest loc. Și atunci dacă vom săpa în zona care are culoarea resurse respective, avem toate șansele să găsim o cantitate foarte mare de astfel de resursă. Se pare că aici este. Dig coal, dig nu. Deci ne uităm oriunde vedem aceste cristale sunt utile ca lămpi. Și unde avem? Ia să vedem. Aici, aici se pare că este. S-ar putea să fie dig rock, dig rock, dig coal, aici este dig, dig coal. Să fiți atenți pentru că filonul de resurse se duce în direcții neobișnuite, întotdeauna merge drept. Unde avem? Aici.
aveți grijă să faceți. Cred că aici este cărbunele. Da. Aici. Nu. Aici. Aici. Vedem în ce parte mai găsim cărbune. Aici. Pare că am epuizat zăcământul de aici. Asta l-am desfăcut, mai avem ceva pe aici. Sulf. Să vedem ce avem aici. Aceste pietre nu sunt foarte utile, de aceea le distrug în formă de pietriș pe care îl folosesc, după cum ați văzut, pentru diverse construcții rapide, mă rog, construcții, mult spus. Și avem 409 unități de cărbune, 376 de bucăți de sulf. Avem ceva. Și aceste cristale de Islandium, care sunt deocamdată nu se pot folosi, dar sunt, vor fi utile mult mai târziu, când vom avea motoarele pe bază de Islandium. Cred că asta a fost. Avem și pe aici câteva zăcăminte. De obicei, peștele au o singură cameră principală, dar nu este exclus să aibă două sau chiar mai multe. Am avut ocazia să descopăr peșteri cu trei camere. Aici se pare că undeva în apropiere avem un degustor și un
Encounter. Două chiar. Pe care le-am văzut la suprafață. Când ieșim din... din peșteră, va trebui să mergem spre... spre sud-vest și spre sud-est. Avem două posibilități. Prima dată spre sud-vest ca să găsim și negustorul. Deci, cum vă spuneam, regula mâinii drepte. Acum nu vom merge în stânga, vom merge în dreapta. Din stânga am venit, în dreapta urcăm. Urcăm? Există și peșteri cu două ieșiri. Și noi am venit dinspre nord, deci probabil vom ieși spre sud. Asta s-ar putea să fie o peșteră cu două ieșiri. Destul de rar. Prima la dreapta. Și este evident că urcăm. Ha? Și am ajuns la ieșirea, nu este cu două ieșiri, este singură ieșire pentru că de aici am venit. Ok, nu-i nimic. Întinde rogojina. Vom reaprinde focul. Vom face ceva de mâncare. Până atunci vom mânca din resursele pe care le avem. Așa. Și dăm o pauză până dimineață. Ok, ne-am trezit, focul nostru încă arde, dar nu contează. E gata, mâncarea este. Și vom merge, după cum am spus, spre sud-vest prima dată. Un loc în care se mai vede o intrare de peșteră. Interesant. Hai să luăm calul. Aceste tufișuri de asemenea sunt importante pentru că din florile lor se face praful magic. Și am un encounter aici și o un depozit de cărbune. Ok, avem un encounter, lăsăm calul. Luăm pușca. Vedem ce encounter avem. La pușca cu două, pentru că poate avem surprize. Uite-o, surpriza.
chiar două surprize sunt. Da, ne putem urca și în copaci. Este adevărat. Unde te-ai dus? Encounter și mai avem o pumă. Am ratat-o. Counter e acolo sus unde... A, uite, avem un omuleț care păzește ceva și un urs. Doi omuleți care păzește ceva. Ok. Deci întâi trebuie să scăpăm de urs. Și de pumă. Mai avem un urs. Așa se pare. Acești golemi, sunt golemi ăștia. Foarte, foarte puternici și foarte rezistenți. Chiar sunt puternici. Să vedem ce păzeau. Rețeta respectivă. O tigaie. Julele, bun. Bețe.
Și aici ce avem? Cărbune, praf de pușcă și muniție. Bun, bun, bun. Deci am consumat până acum peste 500 de gloanțe de muschetă. Mi-am făcut în jur de 1000. Ok. Asta a fost acest encounter. Și mai era unul. Ah, hai să vedem întâi ce peșteră este acolo. Chemăm. Îl chemăm pe Bentley sau pe Wally? Hai pe Wally. Hai Wally. Wally carul Sharg. Și merge spre peșteră. Și avem aici cărbune. Nu-l lăsăm. A, și se pare că Wally este iapă pentru că avem lapte. Și vom folosi această găleată de mulți. Ok. Ei, hey, Wally, nu fugi, stai că avem treabă. Și avem o intrare în peșteră, o altă intrare în peșteră. Și un urs. Chiar doi. După cum vedeți, mai e unul. Păi, încă un urs. Îl pundește pe Wally. Wally, du-te din cale. Și o pumă. Wow. Și încă un urs. Deja e prea de tot. Vom face aici un adăpost. Să port cu mine niște bambus.
Ok, cam precar, dar vom sta aici. Și deocamdată robra vă urează la revedere până la episodul următor, când vom explora cealaltă peșteră și vom vedea ce vom găsi acolo. Până atunci, vă las cu bine și jocuri bune. La revedere!